Coaliția riscă să rămână fără candidatul la primăria Bucureștiului. Problemele lui Cătălin Cârstoiu se agravează pe zi ce trece. Ministrul Justiției și doi magistrați de rang înalt au vizitat de curând Brazilia în mare secret. Premier în Statele Unite, Donald Trump e de azi cel din tâi fost președinte trimis în fața instanței și portret de candidat. Astăzi, Adina Vălean, comisar european în exercițiu. E luni, 15 aprilie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Cătălin Cârstoiu se ferește din nou să lămurească acuzațiile de incompatibilitate și conflict de interese la adresa lui. Candidatul PSD-PNL la primăria Bucureștiului a evitat și azi să explice dacă a consultat sau nu pacienți la o clinică privată a familiei. Legea spune clar că nu putea să o facă pentru că e și manager al unui spital public, cel universitar din București. Mai mult, potrivit Colegiului Medicilor, clinica unde Cârstoiu a spus că făcea formare de specialiști și rezidenți nu e acreditată nici să pregătească rezidenți, nici să furnizeze educație medicală continuă. Candidatul coaliției a refuzat azi să răspundă întrebărilor repetate ale ziaristului Hot News Cristian Andrei. Vorbim despre transporturi astăzi. Mulțumesc. Repet întrebarea. Și ne puteți spune de ce apare numele dumneavoastră pe documentele medicale de la Anemona Med și pe cele legate de COVID din 2022, deși dumneavoastră susțineți că nu dați consultații medicale la Anemona Med? Eu v-am spus că astăzi este o zi dedicată transporturilor și pentru asta o să avem la un moment dat o discuție amplă despre acest subiect. Mulțumesc mult! Ne puteți spune de ce refuzați să răspundeți la această întrebare? Nu refuz. Vom avea o discuție amplă despre acest subiect pe tema respectivă. Astăzi vreau să vorbim despre transporturi. Suntem aici față în față, presa este aici. Ne puteți da o explicație? O să fac eu o conferință de presă pe tema asta, pentru că am și eu opinia mea pe care vreau să o explic detaliat. Tocmai vă dăm posibilitatea să o exprimați aici, nu detaliat. Astăzi vreau să mai adunăm niște informații. Dumneavoastră vă aduceți aminte dacă ați dat consultații medicale la Anemona Med în 2023. Să știți că m-am întâlnit cu doamne în parc, m-am întâlnit la gară, m-am întâlnit pe stradă, care mi-au cerut consultații medicale. Probabil eram tot în incompatibilitate. Și le-aș cerut 750 de lei la final? Haideți, vă rog frumos. V-am spus că discutăm despre transport. Eu vă întreb dacă acelor doamne le-aș cerut 750 de lei la final pentru consultație. În orice cabinet privat, da, din țara asta, în orice spital privat, sunt niște taxe, sunt niște costuri, da? Între timp, liderii PSD și PNL s-au reunit în București pe fundalul relatărilor, potrivit cărora partidului Marcel Ciolacu ar vrea să-l retragă pe medicul Cârstoiu din cursa pentru primăria capitalei. În sondajele de până acum, el este creditat doar cu a treia șansă. PSD nu ar avea însă o altă opțiune decât să-l susțină pe Cristian Popescu Piedone, candidat al unei formațiuni a omului de afaceri Dan Voiculescu. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirmase anterior că liderii coaliției nu ar fi luat ideea în discuție. Excludeți în acest moment ca domnul Cătălin Cârstoiu să fie retras sau să se retragă din cursa pentru primăria capitalei, pentru că spunea Marcel Ciolacu săptămâna trecută că momentan domnul Cârstoiu este candidat. Păi și n-a spus corect, Marcel Ciolacu până la depunerea candidaturii și, domnul Piedone e momentan. Că nu-i depusă candidatura. Din câte știu eu. Nici nu s-a deschis perioada în care se poate depune candidatura. Cătălin Cârstoiu nu va fi retras din cursa pentru primăria capitalei, afirmă între timp surse din cadrul coaliției. Liberalii s-ar opune variantei ca PSD și PNL să-l susțină fățiș pe Cristian Popescu Piedone. Acesta, la rândul lui, strânge tot mai multe vulnerabilități. Primăria sectorului 5 a confirmat că o firmă condusă de soțul purtătoarei de cuvânt a câștigat contracte de 15 milioane de lei, după ce Piedone s-a instalat la conducerea sectorului. Soțul Alexandrei Samoil a început să obțină contracte din fonduri publice încă din 2022, arăta o investigație a site-ului Buletin de București. O companie deținută integral de Cătălin Samoilă a vândut, între altele, sistemele de digitalizare, alarmele antiincendiu și cartușele pentru imprimantă folosite de primărie și de alte instituții din subordinea sa.
culci. Acolo am baia. Nu culci. Uite butuiul cu apă. Să pun la viciu, să pun la păsări, că la păsări ce pui? Uite, ce butuiul cu apă. În România profundă, cu totul alt tip de probleme, primarul unei comune din Dolj, Vârvorul de Jos, și-a oficializat astăzi demisia. Aflată la 20 de kilometri de Craiova, comuna a rămas fără rețeaua de alimentare cu apă. Societatea de profil, subordonată Consiliului Local, are datorii de peste 300 de mii de lei. Alexandra Șerban a constatat că după două luni fără apă la robinet și în lipsa unei soluții clare, oamenii se descurcă pe cont propriu. Fie își instalează sisteme individuale foarte scumpe, fie recurg la fântânile de altă dată și la toaletele din fundul curții. Cam așa ceva ar trebui să folosim. O lăsăm în găletul să împezece, să iasă ruginea și să afunde. Primarul demisionar, Nicu Tabacu, preferă să dea vina pe toată lumea și, după cum spuneam, să renunțe la funcția pe care o ocupă de decenii. Mai mult însă îi ceartă pe săteni pentru că prea s-au obișnuit cu confortul. Vinovați suntem toți, ca să fie foarte clar. Pentru că societatea este în subordinea Consiliului Local, nu e în subordinea aparatului propriu al primarului. De 17 ani n-a mai întreținut nimeni fântânile publice. Nimeni. Și le spuneam oamenilor, băi, oameni buni, nu vă bateți joc de fântâni. Toată lumea s-a învățat. Apă la robinet, toalete, băi, și acum îmi zice, păi eu când fac, cum spăl eu, că spală mașina. Nu mai am, am uitat că spălam cu săpun, am uitat că spălam la albi, am uitat lucrurile astea. E, uite că... Să mai spunem că majoritatea din Consiliul Local, în seama căruia primarul lasă răspunderea, aparține tot partidului din care el face parte, PSD. Reportajul Înapoi la Izvoare e de găsit pe contul de YouTube al Recorder și pe site-ul nostru recorder.ro. Cât despre candidații la europarlamentare, aproape o treime dintre cei propuși de partide sunt femei, 32% potrivit unui raport al organizației civice Expert Forum. Cele mai multe candidate, aproape 40% din total, se află pe listele Reper, AUR și SOS România. Acestea sunt urmate de coaliția PSD-PNL. La nivel de partid, listele cele mai echilibrate sunt la USR și PSD, câte 12 femei și 11 bărbați. Când vine vorba de cele mai frecvente ocupații ale candidaților propuși de partide, interesant e că cei mai mulți sunt pensionari, 54. Directorii și deputații în exercițiu sunt în număr egal, 23, și la fel se întâmplă în cazul antreprenorilor și al eurodeputaților. Expert Forum adaugă că listele PSD-PNL se bazează în mare măsură pe candidați care se află deja în poziții politice din administrație. Donald Trump a devenit azi primul fost președinte al Statelor Unite chemat să răspundă în fața justiției penale. Procesul început la New York face și mai imprevizibilă confruntarea sa de la toamnă cu Joe Biden. Procedurile judiciare se referă la unele plăți menite să cumpere tăcerea unei foste actrițe porno, Stormy Daniels. Trump va fi judecat pentru 34 de capete de acuzare. Falsificarea unor documente contabile ale companiei sale ar fi trebuit să ascundă plățile făcute cu puțin înaintea alegerilor din 2016. Sub acoperirea unor cheltuieli juridice de $130.000, Trump ar fi ascuns informații alegătorilor de la scrutinul pe care l-a câștigat. Fostul președinte, care a respins în repetate rânduri acuzațiile, vrea să demonstreze că plățile respective țin de fapt de viața privată. Deși teoretic riscă o pedeapsă cu închisoarea, ea nu l-ar împiedica să fie candidat în noiembrie. Avocații săi au reușit până acum să tărăgâneze celelalte procese ale sale, legate de tentativele de a inversa rezultatul alegerilor din 2022 și de gestionarea unor documente clasificate.
Joe Biden l-a avertizat pe premierul Israelului Benjamin Netanyahu că Statele Unite nu vor lua parte la nicio ofensivă la adresa Iranului, așa afirmă oficialități americane citate de agenția de știri Reuters. În noaptea de sâmbătă spre duminică, regimul de la Teheran a lansat sute de drone și de rachete asupra Israelului, cele mai multe au fost interceptate. Iranul a replicat astfel unui presupus atac israelian asupra consulatului său din Siria. 7 comandanți militari au fost lichidați la începutul acestei luni. Casa Albă a repetat că Statele Unite vor continua să ajute Israelul să se apere. Washingtonul însă nu vrea un război cu Iranul, riscul ca situația din Orientul Mijlociu să escaladeze e mult prea ridicat. Cabinetul israelian nu a hotărât încă dacă și cum va riposta, e de așteptat însă ca guvernul să ridice restricțiile impuse în cazul marilor adunări publice, ceea ce sugerează că nu ar fi de așteptat ca situația să se agraveze rapid. Regimul teocratic de la Teheran a avertizat că în cazul în care Israelul greșește, răspunsul său va fi, citez, cu mult mai sever. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, secretomania de la Cotroceni și gustul pentru călătorii scumpe încep să se răspândească. Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a ajuns recent tocmai în Brazilia. Nu de una singură au însoțit-o, între alții, președinta Instanței Supreme, Alina Corbu, și procurorul general, Alex Florența. Programul a inclus discuții cu mai mulți magistrați și demnitari brazilieni, dar niciuna dintre instituțiile române nu a suflat vreo vorbă despre plasare. Au făcut-o abia după ce informația a devenit publică prin intermediul lui Ionel Stoica, în prezent consilier al primarului din sectorul 1 al Bucureștiului, Clotilde Armand. Din decembrie încoace, Alina Gorghiu a făcut vizite în Statele Unite, Japonia și Italia. Cu un an în urmă, Klaus Iohannis și soția sa au ajuns în Brazilia, unde au petrecut mai multe zile fără întâlniri pe agenda oficială. Președintele a promulgat o modificare a legii învățământului superior. Documentul spune acum că taxele de școlarizare trebuie să le fie comunicate din timp candidaților. Cuantumul lor nu mai poate să fie schimbat pe întreaga durata unui ciclu de studii. Schimbarea a fost adoptată de Senat, cameră decizională în acest caz, cu aproape o lună în urmă. Neatins a rămas articolul care le permite rectorilor în funcție să obțină încă 2 mandate, indiferent de numărul celor pe care le-au strâns până acum. Unii dintre rectori au adunat deja chiar câte 3 mandate. Compania auto americană Tesla s-ar pregăti să dea afară o zecime din angajați, o revistă specializată în tehnologie citează un document intern al firmei conduse de Elon Musk. Numărul angajaților săi din prezent e de peste 140.000 în întreaga lume. Tesla nu a răspuns întrebărilor legate de intențiile sale, Elon Musk și-a desființat departamentul de relații publice cu ani în urmă. Livrările companiei s-au redus în primele 3 luni ale lui 2024, o premieră după aproape 4 ani de creștere continuă. Tesla a renunțat de asemenea la obiectivul de a construi o mașină electrică ieftină. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor. Astăzi, Raul Bambu reface traseul Adinei Vălean, comisar european în exercițiu. Adina Vălean este unul dintre cei mai vechi europarlamentari români. A câștigat primul mandat de demnitar european în 2007, anul aderării României la blocul comunitar. Spune recent că peisajul politic european s-a schimbat substanțial din 2007 încoace. Sunt din 2007 în Parlamentul European. De fiecare dată am fost invitată să fiu un candidat al partidului meu, sau iată, am fost propusă și acceptată și votată ulterior comisar. Asta reprezintă niște împliniri de carieră și niște confirmări ale faptului că ai fost foarte bun. Așa îmi place mie să interpretez situația mea. În ultimii 5 ani a deținut unul dintre cele mai importante portofolii în Comisia Europeană, transporturile. A avut numeroase intervenții în plenul Parlamentului European, multe susținute în limba engleză. This could help relieve the pressure on the smallest farms in meeting the overall climate adjustment efforts required in the agricultural sector. La alegerile din 9 iunie candidează pentru un nou mandat pe lista comună PSD-PNL. Trebuie să spun că am colaborat bine cu colegii mei din Parlamentul European.
cu cei de la PSD, tot, cam în toți acești ani. Pentru că ne-am și focalizat pe lucruri care erau utile pentru România, ne-am coordonat, adică cumva am lăsat disputele naționale acasă. În actuala legislatură s-au succedat mai multe crize, pandemia de coronavirus și startul războiului din Ucraina. Iar felul în care Comisia Europeană le-a gestionat a stârnit, nu de puține ori, critici. Adina Vălean a făcut parte din echipa care a gândit celebrul certificat verde și susține că legislația privind drepturile pasagerilor este cel mai important proiect pe care l-a gestionat din postura de comisar european pe transporturi. Mandatul ăsta de transporturi, în afara faptului că înseamnă hărți, înseamnă infrastructură, înseamnă bani pe care îi gestionezi și aloci pentru infrastructură în toată Uniunea Europeană, înseamnă bani pentru infrastructura de mobilitate militară. Asta este acum foarte de mare interes pentru toată lumea. Deci toate astea le-am gestionat. Granițe. Ne aducem aminte coridoarele verzi în timpul COVID-ului, când erau închise granițele, nu se mișca nimic. Adina Vălean susține că în ultimii ani Uniunea Europeană a investit mulți bani în infrastructura rutieră din România. În ultimii ani, cred că România a primit undeva la 12 miliarde de euro. Deci asta o sumă foarte mare. Îmi place să constat faptul că România e în pline șantiere. Noi le monitorizăm pe cele care sunt finanțate cu banii noștri. Politicianul nu s-a ferit să critique statul român. Susține că mult așteptata autostradă Comarnic-Brașov ar fi putut fi construită cu bani europeni, pe care însă România nu i-a accesat și în final i-a pierdut. În vârstă de 56 de ani, Adina Vălean este la bază profesor de matematică, cu studii între 1986 și 1990 la Facultatea de Matematică a Universității București. A urmat și un master în studii europene de integrare și securitate, între 2005 și 2006 la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și-a completat studiile, ca aproape orice politician român, cu un stagiu la controversatul Colegiu de Apărare din București între 2004 și 2005. În 1997 a devenit director pentru relația cu direcțiile județene pentru tineret și sport. Din 1999 până în 2001 a lucrat în organizații non-guvernamentale, ca director de programe al Asociației Române pentru Libertate și Dezvoltare și ca director general al Fundației Institutul pentru Liberă Inițiativă. S-a înscris în 1999 în Partidul Național Liberal, formațiune din partea căreia a câștigat un fotoliu de deputat în 2004. Din 2009 este căsătorită cu fostul lider PNL Crin Antonescu, unul dintre artizanii precedentei alianțe dintre socialdemocrați și liberali, USL. Între 2014 și 2017, Adina Vălean a fost vicepreședinte al Parlamentului European din partea grupului Partidului Popular European. În aceeași perioadă a ajuns președinte al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică și Siguranța Alimentară, una dintre cele mai importante comisii ale Parlamentului European. A contribuit în 2009 la reducerea tarifelor pentru traficul de internet în străinătate, celebrul roaming. Tot ca eurodeputat, Adina Vălean s-a ocupat de raportul pentru mecanismul prin care Uniunea Europeană a alocat peste 33 de miliarde de euro proiectelor de producere și transport de energie. Din această sumă, eurodeputata susține că României i-au revenit aproape 2 miliarde de euro. A fost plasată pe locul 4 în topul celor mai influenți eurodeputați în legislatura 2014-2019. Conform declarației sale de avere, Adina Vălean a câștigat de la Comisia Europeană aproape 270.000 de euro anual. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder nu ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat, în această perioadă puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!